Bună ziua tuturor, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Voi face oroscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Rac, ascendentul Zodia Rac, 6-13 mai. Înainte de toate vreau să vă reamintesc, dacă nu v-ați înscris la canal, să apăsați clopoțelul, este gratuit și în acest mod veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Și nu uitați, fiind o etalare generală, vă rog să luați doar mesajele care vi se transmit. Care, nu, care le simțiți ale dumneavoastră, acele mesaje personale, care le simțiți că sunt pentru dumneavoastră. Haideți să vedem ce mesaj o să vă transmită oracolul dumnezeiesc al iubirii, ce trebuie dumneavoastră să știți, ce sfaturi aveți nevoie pentru următoarea săptămână, pentru Zodia Rac, ascendent în Zodia Rac. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi, ce se va întâmpla, ce trebuie dumneavoastră să faceți sau ce sfaturi trebuie să urmați. Haideți să vedem. Pentru Zodia Rac, că ești în siguranță. Că te afli în siguranță. Uite, ai nevoie de odihnă, ești obosit, ai nevoie să te odihnești, să-ți recapeți energia, să-ți încarci bateriile. Și că nu ești singur și că unde ești în acea zonă, poate tu nu te mai simți în siguranță sau poate te simți pe din afară sau poate te simți singur, dar de fapt nu ești așa. Nu ești singur. Și că ești protejat. Și aici ți se cere să încetinești, să te odihnești, să dormi mai mult, să te relaxezi. Da, ți se cere să încetinești. Cifra 28, 33, 6, 10 poate are un rol important pentru tine. Haideți să vedem oracolul indian ce vă transmite pentru următoarea săptămână. Wow, un bărbat are un rol important în viața ta, o decizie. Poate chiar te afli singur și trebuie să începi ceva nou. O să iei o decizie, să iei o hotărâre, un nou început, un nou drum. Tu te gândești că ești singur, dar de fapt nu ești singur. Și văd că armonie, ai nevoie de armonie. Și vei avea parte de armonie. Poate vei avea anumite discuții sau un caos, un eveniment neprevăzut, ceva care te va face să vezi realitatea cu alți ochi sau să vezi realitatea din jurul tău și ai nevoie de armonie. Poate se întâmplă acest lucru. Un caos în viața ta și în următoarea săptămână îți vei regăsi armonia. Sau trebuie să faci pace cu un bărbat, dar să comunici în armonie cu acest bărbat sau să aduci armonie în această relație. Și în ce privește o căsătorie, o căsătorie va avea un rol important, un contract și văd că veți crea ceva împreună. Veți crea cu o persoană sau cu persoana iubită în următoarea săptămână veți crea. Poate veți crea și căsătoria dumneavoastră, familia dumneavoastră va fi importantă, veți crea, nu știu, locul dumneavoastră de iubire sau veți crea împreună un viitor mai bun. Haideți să vedem creație. Oricum vi se spune că veți crea și o căsătorie, va avea un rol important, vă veți regăsi armonia, echilibru și asta va veni din partea unui bărbat. Dacă sunteți bărbat dumneavoastră, trebuie să luați o decizie. Dacă sunteți femei, văd că un bărbat va avea un rol important și văd foarte multă pasiune și iubire în această relație. 6 de monede, generozitate, veți primi ajutor. Vi se va da și veți oferi la rândul dumneavoastră cadouri, donații, poate bani, asistență, suport. Aici văd un echilibru. Și 9 de bețe, o situație din trecut poate reveni în viața dumneavoastră și trebuie să fiți recunoscători, văd că aveți putere, aveți autoritate, veți menține un control în ce privește partea financiară, veți fi bine plătiți,
Deci, nodele de bețe îmi spune că trebuie să luptați, chiar și să refuzați dacă ceva nu vă place, nu vă convine, să vă luați măsuri de precauție pentru a vă proteja creația, munca dumneavoastră, dar văd că cu curaj veți avea parte de succes și veți rezolva, veți avea parte de victorie. Magicianul îmi spune că un nou job, o nouă carieră sau poate un nou început. Ceva nu va începe pentru dumneavoastră, o creativitate, o acțiune, văd de un, nu știu, veți manifesta talentele dumneavoastră, poate vă veți angaja sau manifestați ceea ce vă doriți. Din nou îmi spune creație. Veți fi foarte creativi și aveți tot ceea ce vă trebuie, aveți toate cele patru elemente. Pământ, apă, foc și aer. Da? Și e ca și cum e pe pământ, așa e și în cer. Văd că veți face magie în viața dumneavoastră în următoarea săptămână. Veți lua o decizie. Regina de spade, o femeie în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător cu care veți intra în contact, o femeie cu un simț umorul dezvoltat, dar și o femeie foarte creatoare, o femeie independentă, o femeie visătoare care e în contact cu divinitatea, cu spiritualitatea, o femeie foarte intuitivă, dar și o femeie care ia deciziile bune. Poate ea e mai directă, mai tăioasă, dar este o femeie sinceră. Este o femeie inteligentă. Poate fi mai tăioasă cu dumneavoastră, dar această femeie este sinceră. Haideți să vedem. Temperanța îmi spune că e posibil să intrați în legătură cu un terapeut, cu un doctor, cu o persoană care vă alină suferința sufletului sau poate chiar aveți un înger aproape, zodia săgetător poate are un rol important. Aici văd că veți avea pace și răbdare. Poate această femeie vă va oferi această răbdare sau pace. Vi se cere să fiți calmi, să fiți moderați. Și veți avea parte de serenitate, de vindecare, să spunem așa. Trebuie să ascultați punctele de vedere și altor persoane, poate acestei femei, pentru a duce la echilibru și la pace în viața dumneavoastră. Haideți să vedem pentru zodia RAC. Pentru zodia RAC, îndrăgostiții. Aici e nevoie de răbdare în ce privește o relație de cuplu. Poate veți intra în contact cu o persoană de o altă naționalitate, diferență de vârstă, diferență de mentalitate. Trebuie să luați punctul de vedere a persoanei iubite, trebuie să luați o decizie cu persoana iubită sau veți vorbi cu această femeie în ce privește relația noastră de cuplu. Vreau să vă spun că e nevoie de răbdare și de echilibru. Și poate această femeie în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător vă va ajuta să luați deciziile cele mai bune într-o relație. Poate unii dintre voi veți face curat și vă veți ridica și vă veți lua puterea înapoi, veți spune ceea ce doriți, ceea ce vă place și ce vreți de la alte persoane și de la viața dumneavoastră. Văd că vă axați și foarte mult pe carieră. Haideți să clarificăm și un bărbat aici emotiv, matur, care vă poate ajuta cu un sfat, cu o opinie, un bărbat în care puteți avea încredere. Generozitatea pentru o femeie sau din partea unei femei. Echilibru, o angajare sau veți primi o sumă de bani sau veți face anumite cumpărături. Haideți să vedem 9 de monede. Veți face un drum în trecut sau în drumurile dumneavoastră trebuie să refuzați ceva sau amânați ceva sau să luptați în drumuri. Magicianul cu un nou noroc, cu noroc, cu un nou început, cu magie, oportunități, bani, noroc, ce să mai. Regina de spade cu foarte multă speranță de la drum să vă întâlniți, să vă vedeți. Speranța lui e la această femeie. Temperanța. Comunicări. Comunicări, mesaje pentru bani, pentru drumurile noastre. De aceea trebuie să fiți echilibrați și să faceți un compromis, să luați punctele de vedere și altor persoane în ce privesc mesajele, comunicările. Și în ce privește îndrăgostiții, alegerile dumneavoastră, în ce privesc banii.
În ce privesc banii aici, haideți să vedem. Și acest bărbat în semn de apă este un bărbat care vă e fidel, este un bărbat care vă stă alături, un bărbat în care puteți avea încredere, un prieten care vă poate ajuta, un bărbat onest. În ce privesc relațiile de cuplu, văd o logodnă, vă logodiți, viața ta de iubire a trecut la un alt nivel, mai înalt. Văd că relația noastră de cuplu va urca, dar va urca în sensul că se va închega, se va uni, va deveni ceva mai serios. În ce privește, ai grijă că sunt aici bandiere rose, adică ți se transmite anumite semnale și te pun în gardă, că cineva ți ascunde ceva, poate relația de cuplu. Poate ți ascunde ceva sau poate ceva te va pune în gardă, ceva nu este în regulă, deci fii atent aici. Și este sigur pentru tine să iubești. Poate ești tu nesigur sau nu mai ai încredere sau ești în gardă și de aceea ți se va întâmpla acest lucru probabil. Dar deschide inima pentru a da și a primi energia supremă a iubirii. Este sigur pentru tine să iubești. Foarte bine. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă îmbrățișez cu drag. La revedere, numai bine, sănătate!